Toamna ne aduce peisaje spectaculoase pe care le putem vedea mai ales în parcurile naturale. Unele dintre cele mai frumoase parcuri naționale le poți vizita în Croația, Germania, Italia sau Spania. De aceea vorbesc acum cu colegul meu Felix Damian, editor al FNews la Madrid. Bună Felix, el a făcut un top al parcurilor naționale din Europa. Unde îmi recomand Felix să mă duc în mijlocul naturii la tine în Spania? Mara ai de ales între 16 parcuri naționale extrem de variate, de la cel din Tenerife de pe muntele Teide până la piscurile Europei din nordul Spaniei. În clasamentul parcurilor naționale din Europa se regăsește însă parcul din Ordesa și muntele pierdut în provincia Uesca. Este o zonă montană la poalele Pirineilor unde vei găsi locuri de o frumusețe impresionantă, precum Cascada Strâmtorii sau Cascada Cozii de Cal. Nu trebuie ratat nici canionul din Anisclo, și nici Valea Pineta, care îți oferă pe tot parcursul ei împădurit imaginea majestuoasă a munților Pirinei. Și ce parcuri naționale mai poți să văd în Europa în această toamnă? Prima recomandare este Parcul Lacurilor Plitvice din Croația, situat într-o zonă cu un relief karstic impresionant, unde un fenomen interesant face ca apa să rămână în lacurile din zonă. Parcul Național din Saxonia este o altă opțiune în Germania la această dată, are o suprafață de 93 de km pătrați și toamna este un adevărat spectacol de culori. Să nu trecem cu vederea nici munții dolomiți din Italia, unde de asemenea sunt zone carstice și numeroase izvoare cu apă cristalină, dar și o faună cam povești. Dar spunem, Felix, ce pot să văd în schimb în nordul Europei până nu vine iarna acolo? Taiga, din Finlanda este un parc național foarte căutat, acolo găsește o întindere imensă neatinsă de civilizație, unde turiștii pot vedea și fotografia animale în habitatul lor. În aceeași zonă pot să cunoști parcul național Sooma din Estonia unde se poate naviga cu barca și pot fi admirate florile, dar și fauna locului, printre care se numără și păsări precum ciocănitoarele sau berzele negre. Și dacă vrei să simți frigul mai repede, poți să mergi în Islanda la Vatnajökull National Park, unde se află ghețarul cu același nume, dar trebuie să fii pregătită pentru schimbări bruște de vreme.